Un medic român a fost condamnat la închisoare pe viață după ce în anul 2016 și-a împușcat mortal fosta amantă și l-a rănit grav pe soțul acesteia în fața gemenilor cuplului. Întâmplarea a avut loc în Ungaria. Medicul român care în 2016 și-a împușcat mortal fosta amantă în Ungaria și l-a rănit grav pe soțul ei în fața gemenilor cuplului, a fost condamnat la închisoare pe viață în țara vecină pentru omor calificat și tentativă la omor calificat, sentința nefiind definitivă. Judecătorul a dispus expulzarea definitivă a medicului și a impus ca acesta să poată fi eliberat, condiționat, cel mai devreme după 25 de ani de detenție. Presa maghiară a relatat că medicul Dan Stamatiu, un pneumolog orădean, a participat la ultima sa ședință de judecată de la tribunal, prin videoconferință, iar înainte de deliberări, și-a cerut iertare de la toți cei cărora le-a provocat o pierdere. Conform observator News, medicul Dan Stamatiu începuse povestea de iubire cu femeia măritată în 2012. Un an mai târziu, aceasta a vrut să divorțeze, dar ulterior s-a răzgândit și a rămas cu soțul său, lucru care nu i-a venit deloc românului. Cum Amanta nu îi mai răspundea la mesaje și nici nu mai dorea o relație cu medicul, acesta a pus la cale planul diabolic ca să se răzbune. Pe 31 august 2016, cu o armă de foc achiziționată anterior, a condus în apropierea locuinței cuplului, apoi s-a apropiat de casă cu bicicleta, ascunzându-se și așteptând soțul și copiii cuplului. Erau acasă, femeia a ajuns mai târziu, inculpatul a început să o urmărească. La ușa de la intrare, femeia s-a speriat și și-a strigat soțul cerând ajutor. Învinuitul și-a scos apoi arma și a împușcat de aproape în cap ambele victime, se arată în rechizitoriu. În urma atacului, femeia a murit pe loc în timp ce bărbatul a rămas cu un handicap sever. Nu poate vorbi, are nevoie de ajutor la îmbrăcat și mâncat. După crimă, medicul a revenit în România. A fost prins pe 1 septembrie 2016 de autoritățile române în Cluj-Napoca. Bărbatul încă mai avea arma crimei asupra sa.